se impunea un desert, că nu mai avusesem de mult. Și cum este iarnă, am zis să facem un desert exotic de vară, deci ananas la tigaie cu sos de ciocolată cu rom. Sunt Andra Ilia și la Bunătăți din 5, în 10, vă arăt cum să pregătiți mâncăruri delicioase într-o bucătărie de birou cu ingrediente accesibile și doar câteva ustensile. Îl filmezi? Da. Nu, asta trebuia pentru desert, nu pentru mine. Să șterge asta, da? Așa, ok. Ce ziceam că trebuie să facem asta? Așa, desert. Cu ananas, cu ciocolată, cu frișcă lichidă și cu rom. Ok, începem prin a ciopărți ananasul. Să știți că n-am băut atât de mult încât să-mi ciopărțesc și degetele. Doamne ajută! Eu care am prostul obicei să spăl toate fructele, da, știu, e prost, o să spăl ananasul după ce l-am curățat, pentru că n-aveam cum să spăl coaja aia și am pus mâna pe el, așa că îl spăl cel mai sigur. De obicei, această rețetă o făceam vara, la grătar, deci făceam ananasul direct pe grătar. Cum acum este gen iarnă și cum aici nu am grătar, o să o fac în tigaie și tai felii. O să pun să se încingă bine tigaia ca să imit un pic grătarul și o să pun ananasul în tigaie. Zahărul din el o să fac așa o crustă de caramel la suprafață și după aia o să facem sosul. Un minut, două pe fiecare parte și gata. Vedeți cum s-a făcut crusta asta, caramel? Cam așa trebuie. Voi scoate ananasul și îl las un pic să se răcească. Și vreau să spăl tigaia, că altă tigaie n-am, altă cratiță sau ceva care e mult prea mare. Deci o să scad din timpul de preparare, timpul de spălare. Poate voi aveți mai mult noroc și aveți mai multe tigăi. O să pun acum smântâna să se încingă. Pun și romul. Odată ce o să fie gătit, alcoolul o să se ducă și o să rămână doar gustul. Și punem înăuntru bucățelele de ciocolată. Asta va fi sosul nostru. Așteptăm să topească ciocolata, să se îngroașe deci sosul și gata. Imediat ce ciocolata s-a topit, am oprit focul și acum omogenizez întregul sos. Avem ananasul, avem sosul. Se cheamă că avem desertul. Ananas la tigaie, că nu pot să zic la grătar, cu sos de ciocolată și rom. Și ne vedem și data viitoare la Bunătăți din 5 în 10 și până atunci, nu uitați cum era cu deserturile alea gata în 5-10 minute pe Facebook, pe YouTube, știți voi, dați follow!